Mărășești și cu piața de la Toftea, care făceau și ei pe vreau tot acolo în biserică, piața pe un miercuri, piața de la Toftea făceau joia. Duminică seara făceau piața de la Toftea, duminică ziua piața de la biserica locală, Maranata. Și acolo era un frate Covaș, era bolnav fraților și vreau să aduc cuvântul lui Dumnezeu și minunile lui relief, ceea ce a făcut Domnul și cu acesta frate. Și nu voi fi lung, nu voi lua răbdare de mănânc, asta am vorbit, că trebuie să facem toate lucrurile, să meargă spre binele nostru și spre lauda lui Dumnezeu, mărițe pe Domnul. Și fratele a căzut bolnav, paralizat. Și a ajuns la spital, fraților, și s-a rugat Domnului. Și fratele, rugându-se Domnului, era paralizat de mâna dreapta, s-a dus în baia spitalului, la tauleta unde era și baia, și el a spus că merge numai Domnului să se bărberească. Domnul s-a atins de la vindecat, a luat picul și s-a bărbeit cu mâna care a fost paralizat. Dar el s-a rugat și mulțumea lui Dumnezeu. Infirmiera, când a auzit acele discuții, a intrat în salon. Și zice către oameni, cine lipsește din salon? Zice, Covaci. Imediat merge, strigă, Domnul Covaci, Domnul Covaci. Dar ce se întâmplă? Cu cine sunteți acolo? Zice, sunt cu Iisus Hristos, mai am pe unul. Dar unde? E lângă mine. Extraordinar. Zice, Domnul Covaci, s-a întâmplat eu. V-ați îmbolnăvit, ați nebunit. E medicul, și-o chema medicul. Și-o vine medicul, fraților, de acasă. Și fratele s-a dus la medic. Și când s-a dus la medic, o întins mâna dreaptă, să dai mâna cu medicul. Medicul zice, nu dau mâna cu tine. Nu dau mâna cu tine, că tu ai fost paralizat. Ce ai făcut? Fraților, minun slăvit să fie Domnul, ceea am remarcat și mi-a intrat în inimă minunile care le-au vorbit fratele Cornea, Domnul prin gura lui ce s-a întâmplat la Cluj. Azi am venit la Argusat.